România rămâne un partener constant și va continua să susțină Moldova în parcursul său european. Cel puțin asta asigură autoritățile de la București, care au primit-o astăzi pe Maia Sandu, prim-ministrul țării noastre, într-o vizită oficială. Primul, președintele Klaus Iohannis, a vorbit despre transferul pașnic de putere și despre sprijinul pe care România este gata să-l acorde țării noastre. I-am informat pe distinșii mei oaspeți despre disponibilitatea României de a acorda, pe baza solicitărilor concrete ale Guvernului de la Chișinău, asistență dedicată consolidării instituțiilor din Republica Moldova, să identifice de urgență domeniile în care este nevoie de astfel de asistență, iar pe baza acestui demers să fie demarate proiecte concrete. Partea noastră a României deja a constituit acest grup și deja a avut o primă întâlnire. Lucru confirmat și de Viorica Dăncilă, prim-ministrul României, care a anunțat despre constituirea unor grupuri guvernamentare și a unei ședințe comune a celor două guverne. Suntem gata să susținem deblocarea asistenței financiare acordate de Uniunea Europeană Republicii Moldova și să furnizăm expertiză la nivel bilateral. Astfel, cele două guverne vor începe să lucreze în cadrul unui grup de lucru interguvernamental, urmând să analizăm care dintre proiectele în curs de derulare necesită o atenție imediată. Rezultatul discuțiilor în cadrul grupului de lucru vor fi valorificate în contextul unei viitoare ședințe comune a guvernelor României și Republicii Moldova. Premierul nostru le-a mulțumit oficialilor de la București pentru mesajele de susținere și a felicitat România cu ocazia finalizării mandatului de președinție a Consiliului UE. România și-a încheiat primul mandat de președinție la Consiliul Uniunii Europene. În acest sens, am adresat autorităților României felicitări cu ocazia finalizării mandatului. Totodată, Maia Sandu a reiterat importanța finalizării gazoductului Iași-Ungheni, dar și a altor proiecte energetice și de infrastructură. Am reiterat interesul vital pentru finalizarea lucrărilor pe întregul șantier pe parcursul anului 2020. De asemenea, am discutat despre importanța interconexiunilor liniilor electrice de înaltă tensiune, precum și construcției autostrăzii Unirii și a podului peste râul Prut în regiunea orașului Ungheni. Menționăm că aceasta este prima vizită oficială într-o țară străină a Maiei Sandu în calitate de prim-ministru, ea fiind invitată la București de președintele Klaus Iohannis, dar și de premierul României Viorica Dăncilă.